Ia întrebați-o și pe ea. Încep și grădinițele astăzi. Unele au început de o săptămână treaba pentru acomodare. Nu, pentru că părinții n-aveau unde să lase copiii după 1 septembrie. Dar oficial și public de astăzi începe treaba. Avem o grămadă de bătăi de cap. Problema cu opționalele, da. Problema cu lucrurile puse în plus față de programă. Mulți pian, părinți, desen. Mulți părinți își doresc și un pic de engleză, și un pic de vioară, și un pic de judo, altceva. Dezvoltare personală. Acum s-a dat o lege peste vară și nu mai ai voie să faci lucrurile astea cu extra educatori. Trebuie să te descurci cu ce ai în ogradă. Ce vorbești, tu ai văzut rezultatele de la examenul de titularizare? Că după aia noi la BAC și la evaluarea națională cerem rezultate de la ăștia mici. Dar aia n-au la 7 medie de trecere. Care 7? I-a avut 2,5, 2,64 au avut. Încerc să fac un intro de 3 minute. Da. Dar să nu un pic revoltați. Noi ăștia de grădiniță. Am trimis-o pe Luxandra la grădiniță să vedem cum s-a schimbat legea, să vedem cum încep copiii anul ăsta școlar. Că tot stai mă, Dănuțe, scuză-mă de intro. Adică doamna tovarășa învățătoare trebuie să fie și profesoară de judo? Să știi că nu zici rău. Nu pe bune întreb, cum adică? Băi, mai sunt unele de-au făcut lupte libere. Adică la, dacă ăla mic vrea să facă țambal, doamne, pentru a uniformiza situația în învățământ, pentru că nu peste tot se poate, cineva s-a gândit la această lege. Bună, rea... Adică ia chimii nou, doamna învățătoare. Bună, rea, legea o discutăm împreună cu părinții și educatorii. Hai să vedem ce s-a schimbat. Ca mama lui Șogur, care trăgea după ea un tun îmbrăcat în chimii nou. Elena, întreabă-i pe Salvamari dacă... Iartă-ne de ruțe! Dacă trebuie mutată vreo geamantură, că mă duc... Așa că în prima zi de grădiniță, când a sunat clopoțelul, vorbeai tu despre modificările pe care și preșcolarii le vor întâmpina în acest an școlar și aminteai de opționale. Într-adevăr, de astăzi înainte, cei mici vor avea un singur educator la clasă, asta pentru a identifica mai bine profesorul ce le îndrumă pașii. Noi suntem într-o grădiniță privată de această dată din Constanța. Am vrut să vedem cum sună clopoțelul și aici, iar alături de mine este doamna educatoare Georgiana Voicu. Bună dimineața! Bună dimineața și bine ați venit la școala și grădinița primară Colibri! Spuneți-mi, vă rog, cum decurgă lucrurile la grădinița dumneavoastră, pentru că înțeleg că ea a fost deschisă pe tot parcursul verii și totuși, de astăzi înainte, lucrurile devin mai serioase. Da, noi, deoarece suntem o grădiniță privată, funcționăm pe toată perioada anului, fără vacanțe, dar de astăzi și la noi a sunat clopoțelul și iată ne ajungi la grădiniță. Ce fac copiii într-o grădiniță în 2019, când înțeleg că își petrec cea mai mare parte din zi aici? Cam câte ore pe zi stă un copil în grădiniță? Așa este, în jur de 8-9 ore. Încercăm să îmbinăm jocul cu învățare, astfel încât să ne distrăm, să avem parte de distracție, doar suntem copii. Pe lângă jocurile pe care le fac, există programă școlară și pentru preșcolari? Da, noi funcționăm conform programei școlare. Avem activitățile ca și la stat, venim dimineața la grădiniță, ne înviorăm, ne jucăm, mergem la masă, după care lucrăm pe centre, lucrăm pe domeniile experiențiale, mâncăm masa de prânz, ne relaxăm sau dormim, iar după ce ne trezim, din nou reluăm activitățile din timpul zilei. Cât de important este pentru cei mici să aibă rutina mersului la grădiniță și să stea în comunitate 8 ore pe zi și astfel să se pregătească pentru școală? Etapa preșcolară este foarte importantă pentru copii, deoarece îi ajută în primul rând la socializare, îi ajută să treacă ușor de la un nivel la altul, iar grădinița noastră dispune și de școală primară, iar noi încercăm să îi acomodăm cât se poate, începând cu grupa mijlocie până la grupa mare cu școala. De când am ajuns aici nu prea am văzut probleme. Pe vremea mea copiii plângeau la intrarea în grădiniță. Aici toată lumea e veselă. Spuneți-ne, vă rugăm, ce facem în cazul în care copilul nu se adaptează ușor mersului la grădiniță? Ce îi sfătuiți pe părinți?
Îi sfătuim în primul rând să aibă încredere, să aibă încredere în cadrul didactic, în personalul auxiliar al grădiniței și nu în ultimul rând să le transmită copiilor lucruri pozitive. Dacă ei îi îndrumă și le explică tot ceea ce se întâmplă la grădiniță, ce urmează să facă, cu siguranță adaptarea se va face foarte ușor la grupă. Noi vă mulțumim foarte mult pentru... Mulțumim și noi, Lux, avem o...